Am venit pentru a repune pe poziție, să spunem, o anchetă epidemiologică, pentru a repune niște circuite, pentru a da încredere personalului medical. În acest moment avem 34 de cadre medicale, 8 medici care sunt infectați. Avem 31 la izolare la domiciliu. La nivel de județ Neamț avem 234 de cazuri confirmate, 10 decese. Domnul ministru, în timp ce dumneavoastră verificați ce se întâmplă aici, asistentele ieșeau la geamul spitalului, asistentele de pe medicină internă, și spuneau că nu sunt testate, deși sunt confirmate de mai multe zile. Pe de altă parte, o asistentă ne-a spus că soțul dumneiei are simptome, dar Direcția de Sănătate Publică refuză să... Am discutat acest lucru în acest moment și cu managementul spitalului și cu DSP. Personalul medical va fi testat în totalitate, având în vedere că spitalul este un focar, iar tot ce este simptomatic, cu simptome respiratorii, va fi testat. Există un protocol în acest moment. De asemenea, au spus că nu au echipamente, decât cei de pe boli infecțioase, dar de la ginecologie, de la alte... Am verificat echipamente, nu sunt în stocuri suficiente. Astăzi a venit un transport, va mai veni unul și zilele următoare, încât să asigurăm un stoc pe cel puțin 2 săptămâni pentru fiecare secție în parte care va desfășura activitate medicală. Noul management este cel care va răspunde în acest moment. Le-am și explicat. Managementul unui spital este cel care achiziționează materiale, medicamente, echipamente și în același timp și kituri de testare. Unifarmul, care este unitatea Ministerului Sănătății care face achiziții, vine suplimentar și onorează niște contracte pe care acei producători sau distribuitori care au fost până acum nu au reușit să le onoreze. În acest moment, noi am avut un transport asta noapte, a ajuns dimineață, va mai veni și unul peste 2 zile, urmând și săptămâna viitoare să mai avem. Am achiziționat cantități importante din Coreea de Sud și din China. Rămâne ca distribuția să se facă în primul rând pentru unitățile care tratează COVID, la sfârșit să primească și spitalele județene celelalte care nu tratează COVID, atât pentru cazurile suspecte. Repet, suntem în stadiu 4, în care avem ca suspect orice pacient care se prezintă la nivelul camerelor de gardă. Cine este noul manager? Noul manager cine este? Conducere. De ce ați, haideți, domnul manager. De ce a fost nevoie să schimbați după doar 6 zile conducerea? Fiindcă ce am putut observa, am putut observa niște deficiențe care ne-au fost raportate și de Comandamentul Județean pentru Stații de Urgență, atât în anchetele epidemiologice, cât și în circuitele existente la nivel de spital județean. În acest moment avem o conducere nouă, un medic respectat care vine din focarul de la Suceava, unde a limitat ce se întâmplă acolo, și pentru a nu ajunge ca și spitalul din Piatra Neamț să devină o nouă Suceava, trebuie să luăm niște decizii. Luați care militarizarea la un moment dat și a conducerii de aici, se poate ajunge în scenariul acela? Fiecare unitate medicală din această țară este evaluată separat, în măsura în care vedem că un management civil nu merge sau acel management civil ne cere ajutorul demisionând, la fel cum s-a întâmplat în celelalte unități militare, luăm în calcul și acest lucru. Care motivul pentru care au fost transferați 30 de pacienți de la spitalul din Piatra Neamț la Iași? 30 de pacienți cu coronavirus. Doar 5. Mi se spune că sunt doar 5? Nu. Am primit acord pentru a transfera pacienții. Dar știți foarte bine, pacienții nu pot fi transferați ca pe... Nu. Gândiți-vă că spitalele suport, cum este și spitalul din Piatra Neamț, vor fi spitale pentru patologii ușoare, medii spre sever. Cele care sunt critice... Personalul medical este suficient? În acest moment, având un număr mic de pacienți, este un personal suficient. Trebuie să vedem ce personal medical este valid, fiindcă eu personal și ministerul mizăm pe un personal valid și tocmai de aceea vrem să-l și protejăm. Vrem să-l protejăm prin programe de lucru în care să protejăm măcar una din echipe pentru 14 zile, pentru a putea interveni dacă se întâmplă ceva, sau poate pentru a putea lăsa o altă echipă 14 zile să rămână la domiciliu. Vom reașeza toată patologia COVID pe ușor, mediu, sever și critic, încât și celelalte specialități vor putea, sub supravegherea și indicația medicului infecționist, să trateze tot ce înseamnă personal infectat sau pacient care este cu simptomatologie ușoară și medie. O majorare a normei de hrană, domnule ministru, a fost o discuție și la Piatra Neamț, probabil în toată țara, 13 lei de pacient pe zi. Ține foarte mult de managementul unității respective. Din punctul nostru de vedere, am menținut la nivelul contractului cadru bugetul istoric pe care îl primeau la nivelul decembrie 2019, urmând să primească toate spitalele pe acea acțiune prioritară ATI și boli infecțioase, fonduri suplimentare în acest context de infecție COVID. Domnul ministru, la Suceava sunt 700... În acest moment eu am judecat problema strict profesional, strict medical. Pentru mine, ca ministru, contează foarte mult să avem niște profesioniști, să se respecte niște reguli și să avem
cazuri cât mai puține și mai puțin grave, iar pe cele grave să le putem trata în condiții deosebite. Sunt suficiente 7 4 ani. 6 manageri schimbați la Piatra Neamț. Nu discut și nu vreau să intru într-un context politic. Eu am venit astăzi să fac o schimbare de management într-un context de pandemie cu coronavirus, sperând ca în următoarea perioadă să vedem la început o asanare a focarului din Spitalul Județean, iar apoi o scădere a numărului de infectări la nivel de municipiu, Piatra Neamț și de Județ Neamț. Aș vrea să vă mai întreb dacă credeți că sunt suficiențe 7 medici infecționiști la peste 700 de persoane cât sunt în acest moment la Suceava? Nu, în acest moment trebuie să gândim că nu sunt doar infecționiști în acest spital, sunt medici ATI, sunt medici dermatologi, sunt medici interniști. Și mă repet, vă spuneam și mai înainte, medicii infecționiști sunt cei care vor superviza o activitate și cazurile grave, iar ceilalți medici de alte specialități vor fi medici curanți pentru cei cu simptomatologie ușoară și medie, în contextul în care la externare vor mai avea și un examen de boli infecțioase care să certifice că acești pacienți sunt vindecați. O ultimă întrebare, domnul ministru. La Spitalul Universitar astăzi s-a mai înregistrat încă un deces. De fapt, e persoana care a fost transferată la Spitalul Colentina. Însă, aș vrea să vă întreb dacă luați în calcul în acest moment să îl demiteți pe directorul medical de la Spitalul Universitar și, pe de altă parte, când vă așteptați să fie vârful și câți morți vom avea atunci când vom atinge acest vârf? Haideți să vă spun un lucru, trecând peste managementul de la Spitalul Universitar pe care îl avem în atenție în acest moment. Au fost și cereri de acolo pentru un management militar. Noi tratăm fiecare unitate medicală separat, atât ca management, cât și ca și activitate medicală. Dacă ne gândim că în acest moment suntem într-un scenariu 4, în care avem tot ce vine într-un spital suspect, rămâne ca o parte medicală care trebuie protejată să aibă acele precauții în a trata un pacient. După cum trebuie ca partea de populație să înțeleagă că aceste măsuri restrictive sunt cele care pot limita un număr de cazuri. Și aici ajung la întrebarea care mi-a spus-o. Avem o estimare ca în a doua jumătate a lunii aprilie, după 20-21, spre 25, să avem un vârf, dar mă repet, acest vârf depinde foarte mult de implicarea atât a noastră ca partea medicală, cât și a populației, prin respectarea unor norme, implicarea care va duce ori la un vârf ascuțit în care vom avea un număr mare de cazuri, nu poate 10.000, poate și mai multe, cazuri care vor, la un moment dat, fiind severe, poate vor sufoca activitatea spitalului și în special a secțiilor terapie intensivă, ele fiind cele care necesită un suport cardiovascular sau respirator, sau putem avea un urcuș mai lent, cu un număr de cazuri care să nu se dubleze de la o zi la alta și cazurile să fie asimptomatice, ușoare și medii, încât să ne dea nouă posibilitatea ca unități medicale să putem trata, externa și interna alți pacienți care se infectează coronavirus. Poate să ne gândim spre a doua jumătate a lunii mai, începutul lunii iunie, să vedem număr de cazuri din ce în ce mai mic, cazuri noi mă refer, ca să putem trata în liniște cazurile vechi și să ne gândim la o evoluție spre vară în care să trecem de acest lucru. Mulțumesc tare mult!